Salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip de pe Tiger Ghost. Eu sunt Taker și înainte să înceapă clipul ăsta, bă, vreau să vă spun că ieri mă uitam puțin la Shelly. Bă, și am dat de un videoclip piese 5 Gang Interzise se numește. Bă, și vreau să vă pun o parte din piesa asta ca aviz așa puțin persoanelor care comentează de faptul că apar eu așa la multe dintre clipuri, dar hai să ascultăm puțin. Ia. Vrei să dau așa pe sec? Pe sec. Pun tricou sus pe mine, sunt un VIP, VIP, VIP. Fata asta m-a dat gata, e un prototip. M-a băgat în trip. Gata, bun. Hai că am pus și tricou pe noi. Altceva, bă, asta a fost doar așa de panorama maximă. Când mă pregătesc și eu să-mi vină PC-ul ăla și trebuie să fac în așa fel încât să-mi iau și un GoPro, adică o să ne băgăm și pe live-uri forță, dar vreau să-mi iau și un GoPro pentru câteva vloguri și credeți-mă că, băi, urmează niște episoade incendiare, așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like și de subscribe, poate facem 200 de like-uri la clipul ăsta, ar fi epic, pentru că vreau să vă arăt cel mai bun set de 1 vs 1 de pe server, momentan, versus War. Și, bă, hai să-i dăm drumul. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor care mi-ați dat, cărora care mi-au dat mesaje pe Instagram. Aveți Instagram-ul meu jos în descriere, 01.cosmin. Am ales un câștigător deja pentru pentru eșarfă pe Carpathians. Mi-a spus să nu public mesajul pentru că este un, adică a intrat omul multe povești și na, erau și lucruri personale pe acolo, așa că am ales să dau lui premiul. Ideea asta în felul următor: în parteneriat cu Umbră o să mai facem încă un giveaway de 50 de oni, doar că, băi, deci mi-au mai plăcut atât de mult încă 4 mesaje de la voi, așa că o să premiez acele 4 mesaje, o să se știe, băieții, pe live, adică pe 3 februarie ar trebui să-mi vină placa de bază și astfel să putem să facem live-uri, pentru că să asamblăm tot PC-ul. Iar băieții care mi-au dat acele 4 mesaje, băi, au fost superbe, deci superbe și am încercat să vă răspund la toți. Bine, n-am răspuns la mesaje de genul Taker, vreau și eu aia, te rog frumos, pentru că m-am apucat recent. Nu, deci la mesaje de genul chiar nu m-am apucat, nu m-am strofocat să răspund. În orice caz, mai sunt 4 băieți pe care vreau să-i premiez cu 5 în fiecare, o să fac dovada primilor pe live și 30 de ani o să dăm la giveaway. Deci mi-a plăcut atât de mult, băi, mesajele, încât am zis că, bă, nu se poate, mă, nu se poate, mă, să nu premiez niște oameni care s-au strofocat să-mi dea niște mesaje atât de frumoase, bă, și destul de lungi pentru mine. Chiar și-au, nu, mi-a crescut bucuria, mă, adică, na. În orice caz, bun, hai să vă prezint itemele. FMS-ul acesta cu crest down-urile pe C19, dar, atenție, nu ăsta este FMS-ul cel mai bun. Momentan FMS-ul meu este la 6.7 și are PC 21 și 2% semi-om cu War. Deci 21 PC, 2 semi-om până acum. Coiful acesta, 15 magie, 5 semi-daune și max PV. Astfel, coiful ăsta mă scapă de foarte multe, adică eu nu o să mai trebuiască să am crest down la pe FMS și astfel pe FMS-ul cu PC 21, 2 semi, o să pot să schimb pentru atac sângeros, o travă, etc. Deci bonusuri mai bune. Scutul cu imun, doamne, 10 semi, 10 corporal, 8 int, 10 reflectă, al treilea bonus 10% și 3 sângeros, extraordinar de bun. Abanon și pe care i-am luat de la bogat, 16% sabie, 10 semi, 10 gheară, zic 16% sabie pentru care al doilea bonus plus 2% și astfel eu, în cazul de față, am pe mine, să vedem acum, ia să vedem, tare oar, 61% sabie. Brățara de aur alb, pe care încerc de foarte mult timp să-i bag, de fapt, pe care încerc de foarte mult timp să-i bag 6-7, dar au ieșuat până acum de foarte multe ori, că de 3-4 ori au ieșuat marcastele verzi. În episodul de azi, probabil o să-i bag câteva marcasite, din nou, 10 semi, 10 daune, 10 pătrundere, extraordinar de bună. Colier de lemn, ăsta e cel mai prost item pe care l-am momentan, caut ceva cu 2K15 sabie, o să schimb eu în acest colier cu un K10 gheară și dacă prind ceva ca lumea 2K15 sabie o să las așa.
Asta momentan are un 6-7, dar e praf. Papuci cu 2K, 8 blocare, 15 sabie, obține puterea pământ pentru 2% secunde. Așa tocmai azi ce am luat la 6-7 și am mers. By the way, m-au întrebat câțiva băieți dacă eu bag aditive. Nu bag niciun aditiv, adică bag doar marcasitele, pentru că nu mi se pare că merită să bagi aditive. Uite, de exemplu și pe ăsta. Așa, deci mi-a picat 15% valoarea attack magic pe armura cu ghiare, 8% valoarea attack magic pe armura cu magie. Mai am câteva iteme, mi-am luat și acești papuci cu 2K15 gheară, extraordinar de faini. Dar mă rog, trecând peste absolut tot. Sper că, băi, eu cred că vă place cum arată setul în momentul de față. Mai am și armura cu sabie, 1.5 KPV, 15 sabie și 20 farmec, care este și ea la 6-7 de foarte mult timp. Deci cred că de o săptămână încerc în continuu să-i bag 6-7, dar nici măcar nu a intrat. Na, ce să facem? Oricum, și hai să trecem și la bonusul episodul de azi. O să deschidem aproximativ 200 de deschideri, așa că hai să-i dăm tare. Ia, lovitura pătrunstoare, Yang, ou de maimuță, Bless, pătrundere și un vrăjește. Deci un vrăjește avem momentan. O să facem la final scorul, să vedem dacă ne-am ieșit pe plus sau pe minus. Băi, sincer, sper să ieșim pe plus din 300 de deschideri. By the way, o să vând schimbări și adăugări după episodul ăsta. Ia, mă! Ce avem aici? Momentan avem 10 caca din 10 deschideri. Pentru că 10 am deschis până acum. Am vreo 140, dacă nu mă înșel, în total. Manti, bun. Și mantile sunt bune. Încă o pereche de manti. Uite, un vrăjește, bun. Deci chiar sunt tare curios să văd dacă merită să deschizi așa ceva. Uite, două vrăjește deja. Licorile astea cu B foarte bune, un adaugă, Manti, mamă, ieri a fost eveniment cu adaugă foarte tare. Încă un vrăjește, băi, hai să mă duc puțin să văd dacă astea cu B nu cred că merg, nu mai contează, nu cred că merg mutate. Ia uite, încă un vrăjește, medalia eroilor, bun, 50k in LXP, critică, licoare atacului, încă un adaugă, băi, e drop bun, deci chiar mi se pare un drop extraordinar de bun, la cum pică, nu mi-a picat până acum o șarfă. Aș vrea să pice și eu o eșarfă. Ia uite, un manual ferar, bun, deci încă una adaugă și mai avem aici. Ieri a fost un eveniment cu cufere pește, așa că am stat și eu puțin să farmez. Și bă, nu uitați și voi de like-ul ăla, vă rog eu frumos, poate vei reuși să facem 200 de like-uri, chiar mă dedic în ultimul timp maxim, adică de când m-am apucat, sincer, mă dedic maxim, fraților, cei care mă urmăresc de când m-am apucat știu că chiar îmi doresc să fac ceva pe YouTube. Și nu o să mă las prea curând, adică nu o să mă las deloc, oricât hate ar veni, o să-l îndur pe tot, pentru că, bă, o să fiți voi alături de mine, fraților, și oricât hate ar fi, mă, putem să-l îndurăm. Ia să vedem. Deci să vedem cât ne-am scos momentan. Cred că au fost vreo 100 de deschideri. Deci un manual. Deci un manual de 23 de milioane și azi adaugă 60 caca, 5 schimbă, încă cât vine, mă, deci 110, 130, plus 2 exo, care sunt 15 caca bucata, undeva la 160 de milioane, plus niște manti, plus niște cercuri de artificii, în plus niște blesuri, niște licori de atac. E decent momentan, mai avem câteva și pe alt caracter. Chiar e foarte decent. Adică vând adaugă și schimbările. Deci o să le vând, o să-mi dați mesaj dacă vreți. 10 caca adaugă, 10 caca schimbou. Astea nu pot să le mut, mă, ce păcat. Ia să mai luăm. Mai avem aici câteva cufere pește. Manualul îl punem frumos aici. Exorcizările aici, o să citim în curând. Medalia eroilor, cer de artificii, medalie licoarea vitezei. Bun, băi, trebuie să facem un episod în care deschideți și câteva ciocolăți. Și mă rog, bineînțeles, trebuie să fac mai multe episoade. Bun, am revenit și pe al doilea subcaracter pe care mai am câteva cufere. El, ia să vedem. Băi, din astea el de fiecare dată, nu știu dacă doar mie mi se întâmplă, dar nu prea pică nimic bun. De șarfă. Ia uite, mă, două șarfe dintr-un cufăr, lol. Mamă, deci doar două șarfe și din ultimul cufăr.
Retrag ce am zis, se pare că am și două eșarfe. Ia hai să-i dăm totuși la plus aici. Să vedem dacă facem și noi ceva în episodul de azi. Ia să vedem. Bun, a mers, deci a mers la 5%. Cred că mai am una de 5, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel totuși. Câteva boabe zen. Cam puține exorcizări, sincer, și doar un singur manual firar. Mă așteptam la mai mult, dar e ok și așa. Ia uite, mai am o eșarfă de 5 aici. Bun, 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 o eșarfă de 1. Și cred că dacă merge eșarfa de 10, dar nu știu dacă mai am încă una de 10, dar vedem imediat, vedem imediat pe sura. Ce fac ăștia mai aici, aolo? Băgăm aici surau. Ok. Bă, deschiderea e cam 1,5 ca bucat acum, așa că de asta nu prea recomand să se vândă și mai bine se deschide, pentru că are drop 1. A, și m-am mai luat un schimbă și pe ăsta, deci încă zice că ca profit. E bine. Ok, am luat de aici tot ce aveam și hai să încercăm să vedem dacă o facem și noi o șarfă de 10%. Ia să vedem, pe aici nici nu știu ce mai am. Combinație. O să fac aniversară pentru că îmi place foarte mult cum arată și a mers, mă, de 10. Bine, mă, băi, foarte, foarte bine. Deci e excelent. Și hai să vedem și noi ce mai e pe la piață pe aici. Și că îți cumpăr contul. Ce dracu, mă. Blanda care a câștigat un rubin de 100 de oni la Barbut. Bravo, frate, te pup dacă te vezi pe, dacă te vezi la clipul ăsta. By the way, am și eu un cont de vânzare de nivel 90, surarme cu petaiș, 4 inventare, can, dacă este cineva interesat, să aveți Discord-ul meu în descriere sau Instagram-ul. Ia uite ce frumoasă e asta, 2K15, mamă, bă, deci sunt iteme frumoase, rău de tot, mai, dar hai să trecem de iteme și să revenim și noi la normal, să luăm și noi marca stelele de care avem nevoie. Și, pentru că vreau să fac 6-7 full și nu o să mă dau bătut până nu le fac. Îmbunătățiri, marcasită verde, să vedem cât mai costă niște marcasite verde. 6 la 17, ca cam scumpicele, uite, 3 la 5, asta e ok. 4 la 4, ca 1,5, bă, și la 1,5 e ok. Mamă, bă, deci pe cu marcasile verzi intră greu, rău de tot, ai bonusurile, mă, nu mă așteptam, deci chiar nu mă așteptam să intre atât de greu. Ok. Așa. Marcasită gri. Două. Mamă, ce prețuri. Mamă, ce prețuri. Uite, două aici. Deci, uite, avem aici două. Mai am eu una. Mai sunt încă două în depozit. Mai sunt două pe shop. Adică trei pe shop-ul meu. Deci asta înseamnă 7. Uite aici încă una și încă una la 2KK și cred că asta e. Și marcasite albe, să vedem la ce prețuri mai sunt. O să-mi fac un farmer de marcasite, atenție, pentru că nu se mai poate, frate, să dau atât de mulți bani. Uite, am luat și marcasitele astea. Ok, 7, mai am eu pe shop aici. By the way, dacă sunteți interesați de un rubin clar, cutii cu pui sau altele, îmi dați un mesaj. Hai să băgăm și noi un 6-7, mă, că nu se mai poate. Deci chiar nu se mai poate și nu știu, cred că o să mai bag un videoclip forță în seara asta. Și chiar trebuie să mai bag încă unul cu un format corespunzător. Cred că o să dau niște talismane la plus în DT sau, mă rog, un talisman, pentru că vreau să fac și eu un talisman ca lumea. Plus 1, pentru că e o diferență enormă între plus 1 și plus 0, credeți-mă, adică și uite și pe ăsta. Mă rog, ăsta e PvP, l-am cumpărat cu 4 ani de la un băiat, îi mulțumesc foarte mult, sau 5 ori, nu mai știu cât am dat pe el, dar oricum foarte mișto, cu dublu semi. Hai să băgăm aici frumos, nu știu dacă mai am eu un aur alb, dar nu cred, să-i bag acum, finisaj, bag frumos aici, bag fără aditiv pentru că nu am bani de ele, chiar mi se par destul de exagerate prețurile la aditivi.
Ok. Ia să vedem ce mai putem să băgăm. Deci, în armura asta nimic. În ăștia cu... Ăstea trebuie să-i vând cu 10 așa și 10 sabie. Dacă este cineva interesat să-mi lasă un mesaj. În asta vreau să mai bag. Uite și sferele astea. Bă, și stai mă că aveam eu... Deci aveam o... Uite mă, manualul ăsta fierar chiar o să mă ajute. Pentru că am... Am un arc beta plus 7. Care vreau să-l dau la plus, dar mai să vedem dacă merg sferele astea eșuat și eșuat, am înțeles. Ok. Bun, hai mă. Să băgăm aici pe forță. Bun, așa. Niște marcaște gri ca să băgăm și colierul. Marcaște albă, manualul. Bine, marcaște albă nu cred că o să bag acum. Hai mă, cu celălalt caracter. Să-i dăm forță, mă. Bă, trebuie să mai cumpăr și eu niște exorcizere. Am făcut destul de multe gaia cu ajutorul vostru. Vă mulțumesc foarte mult celor care mi-ați donat pietre lucioase, pentru că nu aveți ce să faceți cu ele. Am 1000 și ceva de gaia. Poate, poate, într-un final o să ajung și eu la 3-4000 de gaia. Sincer, mi se pare enorm de mult și nu știu cum ar reușesc să puni să fac atât de mult. Dar gândiți-vă că din 1000 de punct de pietre de la eu reușesc să fac maxim 50-40 de gaia și chiar e puțin frustrant, sincer să fiu cu voi, dar na, dacă pic atât de greu, ce să le fac? Ok, luăm ăștia de aici. Ar fi frumos să-mi pice un primul bonus plus 10% sau ultimul bonus, al cincilea bonus. Oricum, puterea asta, pământ, nu știu cât o să mă, de fapt nu o să mă ajute pe mine ca lumea, dar măcar fac și eu 6-7 full. Nu, aici am cercei cu gheară. Cu 10 semi, 15 gheară. La 6-7, așa că va trebui să intru pe alt cont. Pe alt caracter, mai exact. Ok. Ia să vedem. Marca este gri. Da, am încercat și eu să-mi bag câteva elemente pe FMS, am dat lui DPC vreo 4 ani și am mers doar un singur pergament ăla sau 5, nu mai știu cât i-am dat, dar nu încercați mă fraților să băgați element pentru că să faci plus 3, eu zic că o să mă ducă scump rău de tot. Uite un arc Phoenix aici, ăsta așa, deci arcul ăsta Phoenix vreau să-l plasez în episodul ăsta, o să fie un episod puțin mai complex. Și e puțin mai lung, sper să nu vă plictisească totuși. Bă, ce mișto ar fi mă să intre pe papuci acum 6-7 lei din prima. Chiar fișmaker, sunt niște papuci ăștia foarte buni. N-am găsit de piele mă cu 2K15 sabie, nici colier n-am găsit cu 2K15 sabie. Cred că va trebui eu să-l bonusesc altfel. Altfel nu înțeleg. Ok, băgăm aici frumos papuci. 10 marcași de șanse de 20%. Bun. Schimbăm caracterul. Și mergem să dăm la plus arcul. Poate, poate facem și noi aici un arcul ăsta plus 8. Bă, ce dracu, eu am dat pe Supreme Sura. Cred că ați văzut și voi să intre. Nu știu, mai face câteva faze metinul. Da, ce se fac acum? Ok, ia să vedem. Așa. Luăm aici arcul. Nu știu dacă o să fac pe ăsta full. Poate dacă îl fac plus 9 i-aș băga niște bonusuri, dar fără nicio șansă. Oricum șansele să fac plus 9 sunt infime, vă dați seama, în clipul ăsta aproape imposibil. Ia să vedem noi aici, îmbunătățiri, altele, fragment de energie, luăm 200, mamă ce ieftine au ajuns fragmente, deci chiar foarte ieftine. Unde sunt astea? Și
Eșuat, am înțeles. Bun, fraților, cam asta a fost clipul de azi. Eu am fost Ticăr și până data viitoare. Noi să ne auzim cu bine, vă pup și iubesc. Ceau!